Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. În spitalul județean din Vrancea, rudele a doi pacienți acuză deciziile medicilor care au dus la moartea celor dragi. Totul s-a întâmplat în decurs de numai câteva zile. O femeie de 64 de ani a murit după ce a fost externată și apoi plimbată mai multe ore cu ambulanța. Iar un copil de 4 ani și-a pierdut viața în urma unei operații banale. Astăzi, părinții au fost nevoiți să-l conducă pe cel mic pe ultimul drum. Vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. În spital, la Focșani, mi s-a spus că nu avem medic de gardă. Dacă l-a omorât pe al meu, să nu mai omoare și alții. Deci asta este că eu mai am copii. Nu aș avea curajul să mai mă duc în spitalul ăla. Este un abator. La 4 ani, Georgian era un copil vesel care creștea frumos alături de ceilalți trei frați. A fost adus la spital în Focșani pentru o operație simplă de hernie inghinală. Miercuri, într-un interval de 6 ore, au curs internarea, intervenția propriu-zisă și recuperarea. Apoi a fost trimis acasă. Copilul avea hematon în zona operației. Eu nu am observat că avea hematon, deoarece nu se observa. Joi, părinții s-au întors la spitalul din Focșani. Georgian se simțea tot mai rău. Era un domn de la UPU de jos care spunea: dacă v-a spus să veniți mâine la ora 8 și jumătate, duceți-vă acasă cu el și veniți mâine la ora 8 și jumătate. Tatăl lui Georgian a refuzat să plece, înțelegând cât de gravă e situația. Dar degeaba au rămas într-un salon al spitalului. Vineri, starea copilului s-a agravat brusc. Într-un minut l-a luat din brațele mele, l-au dus și l-au și tăiat sau l-au desfăcut ce au făcut în sala de operație. Nici măcar nu-și făcuse efectul și l-am auzit că a strigat de 3 ori foarte tare, probabil că a și leșinat. Având în vedere că operația a durat aproximativ un sfert de oră, a doua operație a durat 4 ore de când l-a desfăcut. Aproximativ o oră au durat manevrele de resuscitare. Totul a fost în zadar. Chiar am văzut cum îl resuscita, că vă dați seama, deschidea ușa să intre acolo. Astăzi, copilul a fost condus pe ultimul drum. În ultimele zile am trăit un coșmar. La Spitalul Județean Sfântul Pantelimon din Focșani a început o anchetă. Medicii așteaptă rezultatul necropsiei și, cel puțin pentru moment, nu au ce să-și reproșeze. Intervenția chirurgicală a fost una programată. Copilașul a fost diagnosticat cu hernie inghinală dreaptă, a decurs în condiții normale, dar din păcate ulterior au apărut niște complicații. Unitatea medicală din Vrancea e în centrul unui alt scandal. Luni, o femeie de 64 de ani a murit după ce a fost plimbată între Adjud și Focșani. Inițial a fost externată din Spitalul Județean. Timp de 9 ore, ambulanța a tot mutat-o între două unități medicale. Până la urmă, femeia a murit la Spitalul Sfântul Pantelimon, locul unde și-a găsit sfârșitul și Georgian. Anchetele sunt în curs de desfășurare, dar alte cazuri asemănătoare demonstrează că rareori familiile victimelor au câștig de cauză. O crimă pasională sau un atac mafiot la comandă sunt cele două ipoteze pe care merg anchetatorii în cazul afaceristului italian găsit carbonizat în mașină pe un câmp de lângă capitală. Bărbatul ar fi avut o relație amoroasă cu o româncă și s-ar putea ca ea să fie una dintre cheile anchetei. Pe de altă parte, există un cerc de suspecți din lumea interlopă, potrivit unor surse judiciare. Atenție, sunt detalii ce vă pot afecta emoțional. One friend called me and tell me that they find Mauro in his car fire. Mauro, afaceristul italian în vârstă de 63 de ani, era pasionat de călărie și locuia într-un cartier rezidențial bine păzit din Mihăilești, județul Giurgiu. Criminaliștii s-au dus astăzi acolo să caute probe care să-i ajute în anchetă. Menajera lui le-a povestit că bărbatul plecase de câteva zile de acasă și nu s-a mai întors. Ieri, când a văzut la știri mașina în care a fost descoperit cadavrul lui carbonizat, femeia a sunat la 112 și a dat alerta. Fiul ei spune că e șocată. O persoană foarte bună. La locul lui. E bun simt. Deci nu avea certuri sau dușmănii cu nimeni? Nu, cu nimeni asta.
Se pare că Mauro trăia o idilă cu o româncă, prin urmare am putea fi martorii unei crime pasionale. Dar nu este exclusă nicio reglare de conturi, un atac comandat de mafia italiană. Prietenul afaceristului povestește că nu s-a gândit vreodată că s-ar putea ajunge aici. A purtat discuții cu el în ultima vreme, dar nimic nu prevestea că ar fi avut probleme cu cineva sau că s-ar fi temut pentru viața lui. Când am vorbit cu el ultima dată, nu era panicat, n-am simțit nicio teamă. Vocea lui. Un om foarte activ, foarte optimist, foarte plin de viață. Nu îl vedeam niciodată genul de om depresiv, având în vedere că era singur în țară, fără familie. Dar totuși, ceva s-a întâmplat. Potrivit legiștilor, italianul a fost ucis cu o lovitură puternică la cap. Ulterior, cadavrul a fost ascuns în portbagajul mașinii, iar cel sau cei care i-au luat viața au dat foc autoturismului într-un lan de rapiță de la marginea localității Măgurele. O cameră de supraveghere a filmat siluetele a doi indivizi, un bărbat și o femeie, care par să fi plecat în grabă de la locul descoperirii macabre, la scurt timp după izbucnirea incendiului. Anchetatorii au un cerc de suspecți. Potrivit unor surse, cei bănuiți de crima în stil mafiot ar face parte din lumea interlopă. N-am văzut nimic, el stă aici, noi stăm în ultima casă. Dar persoane dubioase care să fi frecventat pe acolo... Interlopi. După perchezițiile făcute în casa italianului, polițiștii au urcat în mașină un bărbat pe care l-au dus la audieri. S-ar putea să fie vorba despre cineva care are informații vitale pentru anchetă, dar oficial nimeni nu a dat vreun detaliu. Totodată, din casă au fost ridicate mai multe probe, dar și mostre ADN, care vor fi comparate cu cele prelevate din osemintele cadavrului. Vecinii afaceristului italian mai vorbesc în șoaptă că bărbatul ar fi adus mașini din străinătate, pe care le vindea aici, și că s-a întâmplat să se trezească odată cu cauciucurile tăiate. În Mihăilești stătea singur, e divorțat de câțiva ani, iar fosta soție și copiii locuiesc în Italia. Românii cu rate la bănci stau pe un adevărat butoi cu pulbere. Economiștii BNR au decis astăzi majorarea dobânzii cheie de la 3 la 3,75%. Colegul meu, Petre Nechita, este în direct și ne poate traduce această decizie. Nu-i așa, Petre? Bună seara! La ce să ne așteptăm? Ești în direct. Bun găsit tuturor, trebuie să ne așteptăm la rate din ce în ce mai mari. Dobânda cheie este ca un indicator folosit de toți bancherii în stabilirea costurilor creditării. Dacă vreți, e ca o limită de viteză. Însă nu există amenzi dacă băncile vor trece de această limită. Și asta se va întâmpla cu siguranță. Economiștii spun că roborul va ajunge la 7%, iar IRCC-ul la 4 sau 5%. În aceste condiții, unele rate ar putea fi mai mari cu 70%. Este doar prima veste proastă. Mâine vine a doua de la Institutul Național de Statistică. Dimineața la ora 9 va fi anunțată rata inflației. În martie era de 10,2%, dar în perioada următoare ar putea trece de 12%. Asta înseamnă că din fiecare 1000 de lei câștigați, pierdem cel puțin 100 de lei din cauza scumpirilor. Momentan, atât de aici, de la sediul BNR. Mulțumesc pentru informații, Petre. Oricând putem asista la o tragedie similară celei de la Colectiv, doar că în trafic. Este avertismentul inspectorilor RANPC, care au descoperit că multe dintre tramvaiele care circulă în București, pline cu călători, au sistemele de frânare în colaps. Reparațiile s-au făcut de mântuială și pot ceda în orice moment. Scenele au fost filmate în urmă cu câteva zile pe bulevardul Timișoara. Vatmanul nu poate opri și spulberă două mașini într-o intersecție. Al treilea șofer a reușit să scape la limită din calea mastodontului. Un control fulger făcut acum de inspectorii de la Protecția Consumatorului arată că astfel de episoade se pot petrece oricând, deoarece sistemele de frânare au grave probleme. S-au făcut reparații de mântuială, simple cârpeli, vorba românului, iar asta e extrem de îngrijorător, iar dezastrul a fost fotografiat. O să observați discuri de frână crăpate, o să observați rugină în zona sistemului de furtune ale frânelor sau ale aerului comprimat, din câte am înțeles. Ne dăm cu toții seama că fără frâne, fără senzori în zona aceasta, cei care călătoresc se expun unor situații ce ar putea deveni total regretabile. Riscul ar fi ori să deraieze, ori să sară după șine. Există mai multe riscuri. Uitați-vă dumneavoastră. E siguranță? Mi s-a întâmplat și mie în tramvai să ia foc tramvaiul. Da. Simțiți în pericol. Da, da. Să le schimbe, că sunt vechi. Viața va fi pusă în pericol pentru toată lumea.
atât pentru vadman, cât și pentru călători. Nici de curățenie nu poate fi vorba în mijloacele de transport public. Domnule, ce s-a măturat? La S1 vor măturat... Scaune rupte, murdare, geamuri parcă neșterse cu săptămânile, sisteme de ventilare pline de praf și rugină cât cuprinde. Revoltător e că astfel de imagini nu sunt izolate, ci s-au regăsit în peste 80 de tramvaie, troleibuze și autobuze. O femeie de servici să măture. Dând două, trei zile când vede că sunt mai murdare, spălate, da, cu mopul, ca și cum faci în casă. Exact așa trebuie. Trebuie să mergem și noi curați în mijlocul de transport, nu mizerie. Să-ți fie scârbă să te urci și scaunele. Astea sunt curate, dar altele ți scârbă să te pui pe ele. Supărați sunt și angajații. Multe femei de serviciu au fost date afară, astfel că de dimineața și până seara nu e nimeni la capăt de linie să facă curățenie în mijloacele de transport. Stau mașinile 18 ore în traseu, fără ca nimeni să facă un minim de curățenie. Și din cauza asta se întâmplă toată situația asta. Primarul nu vede mari nereguli. Nu este mizer, haideți. Adică este rezonabil. Este rezonabil. Eu merg cu transportul public. Este în mod evident un control politic. O altă problemă gravă descoperită de inspectorii ANPC e lipsa rampelor pentru persoane cu dizabilități. Nu există așa ceva în peste 80 de tramvaie. Suntem sufocați de importuri, deși țara noastră ar putea produce multe dintre alimentele de la raft. Sarea, mălaiul sau uleiul sunt doar câteva dintre produsele pe care le aducem de la alții în timp ce noi vindem materie primă. Motivul este simplu, nu există suficiente fabrici de procesare și nici tehnologia necesară acesteia. La raft, sarea de bucătărie românească pierde teren în fața celei din import. Acum, cea mai mare parte din producția autohtonă este folosită iarna ca material antiderapant, în timp ce noi mâncăm sare de la alții. În acest magazin găsim și sare de mare din Germania. Un alt sortiment de sare este produs în Austria, după cum vedem și pe etichetă, altul în Pakistan. Aducem sare și din Grecia sau Turcia, deși România extrage 1 milion de tone de sare pe an. Peste 30% ajunge la export, un sfert se folosește ca material antiderapant și doar 11% folosim în industria alimentară. Am putea deveni lider pe piața europeană după ce Ucraina, cel mai mare exportator din Europa, a sistat livrările. Cred că în următorii ani cota de piață a sării românești va crește cu mult peste 60% din necesarul de sare alimentară. Ce mai românesc în ziua de azi? Nu mai e nimic. Tot aducem de afară și la noi nu mai se face nimic. Nici fabrici, nici sare. Aveam mine de sare cât e lumea și acum nimic. Suntem sufocați de importuri și când vine vorba de mălai. Deși România este cel mai mare producător de porumb din Uniunea Europeană, cu aproape 15 milioane de tone recoltate anul trecut, totuși aducem produs finit de peste hotare. Pe rafturile acestui magazin am găsit două sortimente de mălai, ambele produse în Uniunea Europeană. Explicația vine din cifrele de acum 2 ani, când am produs peste 10 milioane de tone, dar mai mult de 60% din porumb a plecat la export. Porumbul nostru ajunge în China, Vietnam sau Spania. Este inadmisibil să exporți porumb și să importi mălai. În loc să facem o producție mare, în loc să creăm locuri de muncă și să exportăm mălai. Importăm cantități mari, spre exemplu, din Ungaria. N-ar trebui să exportăm materia primă decât produsul finit, așa văd eu lucrurile. Și este bun cel din Ungaria. Dacă și noi l-am face la fel de bun ca și ei, da, l-am măcina, poate la fel de bine, poate s-ar vinde și la noi mai mult. O parte din vină o are și lipsa fabricilor de procesare din țara noastră. Rău stăm și la capitolul ulei. În multe dintre sortimentele de la raft vedem că semințele de floarea soarelui folosite sunt din Uniunea Europeană. Deși numai anul trecut țara noastră a produs peste 3 milioane de tone. România a utilizat pentru consumul intern aproximativ puțin peste o treime, iar restul a plecat la export. La supermarket nu mai cumpăr nimic românesc. România exportă semințele de floarea soarelui către țări din Europa și Asia. În numai 48 de ore, meteorologii au emis două coduri galbene de vijelii. De această dată, aproape jumătate de țară este biciuită de ploi puternice. În mai multe zone a căzut grindină, iar vremea va mai face ravagii încă 2 ore. Aceste imagini au fost surprinse în urmă cu 2 ore în Păuliș, județul Arad. Grindina a căzut timp de câteva minute peste gospodăriile din localitate.
Și în Sibiu, instabilitatea atmosferică a dus la descărcări electrice și ploi cu gheață. Furtuna a durat câteva minute. La final s-a adunat un strat gros de gheață pe marginea mai multor drumuri. Și centrul Transilvaniei este vizat de codul de furtuni. La Cluj-Napoca a izbucnit o ploaie puternică. Suporterii adunați în centrul orașului pentru un meci de fotbal au fost nevoiți să se adăpostească sub copertinele teraselor. Codul galben a intrat în vigoare la ora 13 și rămâne activ până la ora 21. Sunt vizate mai multe județe din vestul și centrul României. Este a doua avertizare de acest tip din ultimele 48 de ore. Situația se schimbă radical în zilele următoare, mai ales dacă vorbim despre temperaturi. Colega mea, Iulia Dumitrașcu, este în Timișoara, o zonă aflată sub avertizare de furtuni până la ora 21, vă spuneam. Iulia, bună seara! La ce să ne așteptăm în perioada următoare? Te rog, ești în direct. Bună seara, bun găsit tuturor! Diferențele vor fi evidente, dar vorbim de o vreme care, așa cum spuneai și tu, va fi cât se poate de schimbătoare. Spre exemplu, astăzi, la nivelul întregii țări, temperaturile maxime s-au situat între 20 și 23 de grade Celsius, dar vă spuneam, vremea se va încălzi simțitor, astfel în 12 și 13 mai temperaturile vor ajunge la 28, chiar 30 de grade Celsius, precum o zi de vară. Cel mai cald va fi aici, în Banat, dar și în Oltenia, Muntenia și Moldova. Meteorologii spun că vremea se va răci după data de 16 mai, iar furtunile nu vor dispărea. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc pentru informații, Iulia! În cluburile cu pretenții de pe litoral, pe lângă roabele cu șampanie, se va servi vara aceasta și câte o linguriță de dulceață de cireș. E doar una dintre glumele amare care împânzesc internetul de când prețul de la tarabe chiar șochează. Un kilogram de cireșe se vinde cu peste 150 de lei. Nu sunt mulți cei care se încumetă să cumpere măcar de poftă. Cele românești vor apărea în 2-3 săptămâni, dar s-ar putea să nu fie mult mai ieftine. Sunt 150 de lei, adică 1,5 milion kilogram. Cireșele de mai aduse din Grecia ar putea fi mină de aur pentru comercianți. Asta dacă nu-ți pui pofta în cui, când vezi prețurile șocante de la tarabe. Pentru un pensionar ceva exorbitant. Nici măcar un mof, nu se poate. Nici nu ai ce să comentezi, că te uiți și treci mai departe. Trecem și noi mai departe și dăm de altă tarabă. Aici pare să ne fi lovit norocul. Avem parte de un mic discount. Eu vă dau cu 130. Mamă, ce preț! Sunt 150, uite, 130 dacă vrei să cumperi. Mai aștept. Probabil doamna se gândește că în urmă cu câteva luni se vindeau cu 250 de lei kilogramul, iar la un moment dat vor avea un preț cât de cât omenesc. Doar că, față de aceeași perioadă a anului trecut, e dublu. Dacă anul trecut, în aceeași perioadă, cu 10 lei am fi cumpărat aproximativ 100 de grame de cireșe, ei bine, anul acesta prețul lor s-a dublat, astfel că de 10 lei nu vom primi mai mult de 10 cireșe. Nu e de mirare că fructul de neatins pentru mulți a stârnit o avalanșă de glume pe internet. Dar ce mânci acolo? Mi-am cumpărat ceva mai scump ca caviarul. Cine a apucat să vândă niște bitcoin înainte să prăbușească, își permite niște cireși. Cine nu a apucat, se mulțumește cu puțin, cât să-și satisfacă poftele. Cireșele românești sunt încă verzi, iar pomicultorii abia așteaptă să iasă cu ele în piețe. Iată, încă sunt fragede. Mai au de crescut, cred că mai durează cel puțin 2-3 săptămâni până când aceste cireșe se vor coace. Cu siguranță, prețurile nu se vor lăsa mai prejos celor de import, dacă ne luăm după trendul ultimilor ani. Fostul președinte Traian Băsescu își vrea înapoi beneficiile pierdute după ce a fost declarat colaborator al fostei securități. Primul pas a dat în judecată Serviciul de Protecție și Pază, dar fostul șef de stat vrea și alte privilegii. Mai multe știe însă colega mea, Iasmina Ardelean. Bun găsit, Iasmina! Bun găsit, Traian Băsescu luptă până în pânzele albe pentru a-și recupera privilegiile. Primul pas l-a făcut la Curtea de Apel, acolo unde a deschis un proces împotriva SPP, care l-a lăsat fără mașină de protocol și pază. În plus, fostul șef de stat ar urma să deschidă un proces și împotriva REA, PPS, care i-a luat vila de protocol. Până când se vor finaliza aceste procese, fostul președinte va locui într-un apartament de aproximativ 200.000 de euro în nordul capitalei. Traian Băsescu vrea să dea în judecată și statul român
la CEDO, acolo unde vrea să ceară anularea deciziei prin care a fost declarat colaborator al fostei securități. Dacă va avea succes, atunci fostul președinte își va recupera și renta viageră. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Iasmina! Pasarela de peste 1 milion de euro inaugurată în Mamaia cu tam-tam de fostul primar Radu Mazăre a ajuns o ruină periculoasă pentru turiști. Zona ideală pentru promenadă va fi închisă în acest sezon. Chiar și așa, vizitatorii ignoră avertismentele. Ce înseamnă accesul interzis? Se pare că e o invitație pe celebra pasarelă din Mamaia. Și noi am greșit că am intrat. Putea să fie ceva, o închidere altfel ca să nu mai putem pătrunde acolo. E drept, nici autoritățile care au închis zona n-au făcut vreun efort prea mare pentru a se asigura că decizia este respectată. E prima oară care vin. E prima oară și sunteți încântată? Da și nu. Pasarela aceasta care era o atracție pentru turiști, credeți că se află într-o stare bună? Așa și așa. Are scânduri rupte. E un pic periculos pentru copii, noi vedem. Un pic de nesiguranță, nu știu. Mai ales acolo, unde deja s-au dus talele. Printre turiștii care au căutat astăzi priveliștea de pe pasarelă, găsim și un italian. Non è molto bello, non è frumos il ponte, però diciamo speriamo che facciano lo sistemi, no? In modo da poter vizitare. 1 milion de euro a investit fostul edil Radu Mazăre în această pasarelă acum 10 ani. În timpul lucrărilor de lărgire a plajelor, investiția s-a trezit îngropată în nisip. Și anul trecut a fost închisă, iar situația se repetă inclusiv în 2022. Pasarela din Mamaia este închisă din motive de siguranță. Expertiza efectuată în urma nisipării a relevat necesitatea evaluării stării pilonilor de susținere rămași pe poziție în mediul marin. În realitate, însă, pasarela este îngrădită parțial cu un gard care permite accesul spre ea. Mai mult de atât, pubelele sunt pline ochi de gunoaie, semn că a fost vizitată de mulți turiști în ultima perioadă. În capăt exista și un debarcader unde se organizau plimbări cu vaporașul în largul mării, dar toate vor rămâne istorie. Nimeni nu știe pentru cât timp. Amenzile pentru camparea ilegală pe plajele sălbatice de pe litoral, dar și din delta Dunării, ar putea să crească cu până la 800%. Raluca Sevastru, colega mea, este chiar acum în direct cu noi și ne spune de ce e nevoie, iată, de mărirea acestor amenzi. Bună seara, Raluca! Te ascultăm! Bună seara, Silvia! Bun găsit tuturor! Plajele sălbatice de pe litoralul nostru fac parte din rezervația biosferei Delta Dunării și sunt patrimoniu UNESCO. Cu toate acestea, în fiecare an, Vadul și Corbu sunt zone sufocate de turiștii care caută traiul sălbatic. Vin cu rulote, cu corturi și mașini și campează ilegal. Iar asta pentru că riscă o amendă de numai 35 de lei. Dacă sancțiunea este plătită în 14 zile, aceasta scade la jumătate. Așadar, nu este de mirare că turiștii... Nu este de mirare că turiștii nu se tem de aceste amenzi, ba chiar și le asumă, având în vedere că autoritățile nu fac controle prea des pe plajele sălbatice. De la anul însă, amenzile ar putea crește cu 800%. Mai exact, sancțiunile pentru campare vor fi între 3.000 de lei și 6.000 de lei, iar pentru accesul fără permis cu embarcațiuni sau mașini, amenzile vor fi de la 1.000 de lei la 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 15.000 de lei pentru persoane juridice. Acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Raluca. După aproape un deceniu în care a fost ferecat din motive de siguranță, etajul al doilea al Palatului Peleș a fost reintrodus în circuitul turistic. Vizitatorii vor putea călători în timp în atelierul reginei Elisabeta. Din biletele vândute, administratorii speră că vor putea acoperi facturile uriașe la utilități. Castelul Peleș este unul dintre cele mai valoroase palate din Europa. Turiștii pot acum să-i redescopere frumusețea de odinioară, nu în urma vreunei reabilitări, ci din rațiuni financiare. Din cauza costurilor de întreținere uriașe, care ajung la 50.000 de euro lunar, administrația a reintrodus în circuitul turistic și etajul al doilea al castelului. Acolo se află saloanele doamnelor de onoare și atelierul reginei Elisabeta. Sala în care regina picta împreună cu doamnele ei de onoare. Sala a fost construită în 1906. O piesă deosebit de importantă în această sală este bustul care o reprezintă pe principesa Maria sau Mărioara, unica fică a regelui Carol I și a reginei
Elisabeta. Etajul al doilea a fost scos din circuitul turistic în 2013 din motive de siguranță. Scara de lemn care ducea la nivelul superior era șubredă, iar traficul intens putea să o deterioreze și mai rău. În timp, administratorii au făcut lucrări de întreținere și, forțați de nevoia de a avea încasări mai mari, au redeschis etajul pentru vizitatori. Pentru un adult care dorește să viziteze parterul, etajul 1 și mansarda 1 a castelului Beleș, biletul este de 150 de lei, pentru pensionari 75 de lei, iar pentru studenți la 37,5 lei. Emoționant, fără cuvinte, istorie, e minunat. Ce pot să spun? Rămâne să-l vedem în întregime. Totul e frumos, șemineul din locul de, din camera de lucru al regelui. Totul e minunat, da. Domeniul Peleș este administrat de statul român, care plătește casei regale o chirie lunară de aproximativ 20.000 de euro. Anual, înainte de pandemie, obiectivul era vizitat de peste 400.000 de turiști. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici, dar nu ratați imediat după rubrica Meteo un nou episod din serialul Fica Ambasadorului. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine de la ora 19 cu știri. O seară frumoasă vă doresc tuturor. Toate bune! Până la ora 21 suntem sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, fenomene electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Transilvaniei, precum și în Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali. Astăzi vremea a fost instabilă, cu valori termice mai scăzute decât în zilele precedente. Cerul a fost variabil, cu înnorări temporare, averse și descărcări electrice la munte, în Transilvania, Banat, local în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia. Pe arii restrânse, cantitățile de apă au depășit 20-30 de litri pe metru pătrat și a căzut și grindină. Vântul a suflat slab și moderat, cu unele intensificări în sud, dar și în timpul averselor. În termometre, temperaturile au fost cuprinse între 16 și 25 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, pe alocuri cu unele înnorări temporare, unde vor fi și ploi trecătoare. Spre dimineață va fi semnalată și ceața. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 12 grade. Mâine vremea se va încălzi în toată țara. Ne bucurăm de temperaturi ridicate ca la început de vară. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și averse trecătoare în centru și în sudul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar valorile termice vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea se arată frumoasă, cu temperaturi în creștere, dar nu scăpăm în totalitate de averse. Se vor înregistra 23 de grade în Târgoviște și 25 de grade în Slobozia. În Transilvania, vremea va fi mohorâtă, cerul mai mult noros, iar ploile vor continua să apară pe alocuri. Vor fi 20 de grade în Brașov, 25 de grade în Alba Iulia. În Moldova avem parte de vreme călduroasă, cu temperaturi plăcute de vară. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra 24 de grade în Galați, în timp ce la Piatra Neamț vor fi 23 de grade. În vestul țării, vremea va fi frumoasă și călduroasă, cu temperaturi ridicate de vară. Temperaturile ajung până la 26 de grade în Oradea, iar în Reșița vom avea 24 de grade. Atmosfera însorită și temperaturile ridicate îi răsfață pe olteni. Termometrul va indica 25 de grade în Craiova, 24 de grade în Slatina. În Dobrogea, temperaturile sunt în creștere, atmosfera va fi însorită, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab spre moderat. În termometre se vor înregistra 20 de grade în Constanța, 23 de grade în Tulcea. Astăzi, în București, cerul a fost variabil, am avut parte și de ploi trecătoare, iar vântul a suflat slab spre moderat. Temperatura maximă s-a situat în jurul valorii de 20 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 10 grade. Mâine, în București, vremea se menține la fel de schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse de scurtă durată. Vântul va sufla slab spre moderat, iar în termometre se vor înregistra 25 de grade. La munte, vremea se menține instabilă și mohorâtă. Cerul va prezenta înnorări și, local, averse de scurtă durată. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor. Se vor înregistra 14 grade în Semenic și 15 grade în Păltiniș.
Pe litoralul Mării Negre, temperaturile sunt în creștere față de zilele precedente. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab spre moderat. În termometre se vor înregistra 19-20 de grade, iar apa mării nu va depăși 15 grade.